Salutare dragii mei și bine ați venit din nou în bucătăria mea, Bucătărește cu Rodica! Astăzi am pregătit pentru voi 3 rețete foarte ușoare și delicioase. Sunt 3 rețete care sunt ideale pentru sărbătorile de iarnă. Deci, dragii mei, haideți să vedem cum se pregătesc aceste rețete. Vom începe cu omuleții de chimbir. Pentru această rețetă vom avea nevoie de următoarele ingrediente. Într-un bol vom adăuga 250 de grame de făină, un praf de sare, un gram bicarbonat, o jumătate de linguriță de scorțișoară, 3 grame chimbir și o jumătate de linguriță nucșoară. Acum vom amesteca toate ingredientele uscate și vom da bolul deoparte. În alt bol mai mare vom adăuga 50 de grame de unt la temperatura camerei, 80 de grame zahăr brun și vom mixa aproximativ 2 minute. După cele 2 minute, vom adăuga un ou și vom continua să mixăm. Iar acum vom adăuga 70 de grame de melasă sau miere și vom mixa. Iar acum vom adăuga amestecul de făină și amestecăm. O linguriță esență de vanilie, amestecăm. Compoziția este gata, acum această compoziție o vom împacheta în folie de plastic și o vom da la congelator pentru 15 minute. Vom presăra puțină făină pe masa de lucru și vom întinde aluatul. Aluatul vom întinde aproximativ, trebuie să aibă diametrul de 4-5 mm de grosime. După care vom tăia biscuiții, așa cum vedeți în imagine. Vom așeza biscuiții în tava cuptorului tapetată cu hârtie de copt, după care îi vom da la cuptor pentru 10-15 minute la 180 de grade Celsius. Îi vom scoate pe un grătar și îi vom pune deoparte. Între timp vom face glazura pentru decor. Pentru glazură vom avea nevoie de 50 de grame de zahăr pudră și 2-3 lingurițe de lapte rece. Atenție, nu puneți mult lapte, puneți puțin câte puțin. Compoziția așa trebuie să arate. Vom pune glazura într-un puș cu dui numărul 1 și vom începe să decorăm biscuiții, așa cum vedeți în imagine. Sunt gata omuleții noștri de chimbir, acum îi vom da deoparte și ne vom apuca de cea de-a doua rețetă. Cea de-a doua rețetă va fi
budincă de ciocolată, dar în primul rând vom face un mix. Pentru mix vom avea nevoie de 55 de grame de zahăr brun, 50 de grame de amidon de porumb și 35 de grame cacao. Vom amesteca foarte bine toate ingredientele și gata este mixul. Într-o crăticioară vom pune 2 linguri de mix. Și 250 ml lapte rece și amestecăm. După care vom fierbe compoziția până compoziția se va îngroșa, amestecând continuu. Mixul care ne-a rămas îl vom pune într-un borcanel, îl vom sigila și îl vom da deoparte, pentru a face o altă rețetă în altă zi. Compoziția noastră începe să se îngroașe. Eu voi face doar 3 borcanele foarte mici. Dacă doriți să faceți mai multe, doar trebuie să dublați cantitățile. Este gata budinca noastră, acum o vom împărți cât de cât egal în cele 3 borcanele mici, după care le vom lăsa să se răcească. Între timp ne vom ocupa de decor. Pentru decor vom avea nevoie de un bol foarte rece, 2 linguri de iaurt natural, 1 lingură jumate xilitol, vom mixa puțin. Acum vom adăuga 100 ml frișcă lichidă foarte rece, 1 lingură mascarpone foarte rece și gata este decorul nostru. Acum vom decora fiecare budincă cu această frișcă. Vom mai pune alune mărunțite și fidea de ciocolată. Și gata este desertul. Le vom da deoparte și ne vom apuca de cea de-a treia rețetă. Uitați cât de bine arată! Pentru cea de-a treia rețetă avem nevoie de 150 de grame de unt moale, 120 de grame zahăr pudră, vom mixa 2 minute, după care vom adăuga puțin câte puțin 2 ouă mici la temperatura camerei. Și mixăm. Un praf de sare, coaja rasă de la o portocală, 1 linguriță pastă de vanilie sau esență de vanilie și amestecăm. Iar acum vom adăuga 280 de grame de făină și 60 de grame de făină de migdale, adică migdale măcinate foarte fin și 2 grame praf de copt și amestecăm. Compoziția este gata, acum vom avea nevoie de hârtie de copt, vom pune compoziția, deasupra vom pune încă o foaie de hârtie de copt și vom întinde o foaie, aproximativ să fie de 4 mm. După care o vom da la congelator pentru aproximativ 20 de minute. Între timp vom tăia feliuțe, 3-4 mandarine, trebuie să le tăiați foarte, foarte fin.
Eu nu prea am reușit să le tai foarte fin, dar dacă puteți, este indicat să le tăiați foarte, foarte subțiri feliile. Acum, cu hârtie de bucătărie, vom musca foarte bine feliuțele de portocale și de mandarine, așa cum vedeți în imagine. Am scos aluatul de la congelator, acum vom tăia fursecurile cu o formă de tăiat biscuiți rotundă. O voi da prin făină pentru a nu se lipi de formă. Le vom așeza pe în tava cuptorului, tapetată cu hârtie de copt, după care deasupra vom pune feliile de portocale și de mandarine, așa cum vedeți că fac eu. După care le vom coace 15 minute la 180 de grade Celsius, dar acest lucru, cum vă spun totdeauna, depinde de cuptorul fiecăruia. Și gata este prima noastră tavă de fursecuri cu portocale. Uitați cât de bine arată! Le vom pune pe un grătar și vom continua. Acum voi face mai multe cu portocale, cu felii de portocale. Este gata și cea de-a doua tavă, iar acum mai am câteva pe care le voi face cu feliuțe de kiwi confiate. Dacă nu aveți, faceți doar cu portocale și cu mandarine. Și gata sunt fursecurile noastre. Uitați cât de bine arată, sunt foarte aspectoase și foarte delicioase. Trebuie să încercați această rețetă. Și am ajuns și la sfârșit. Deci, dragii mei, aici vă las cu cele trei rețete. Sunt trei rețete ușor de pregătit, delicioase și ideale pentru sărbătorile de iarnă. Vă doresc o zi bună! Numai bine și dacă v-a plăcut acest video, abonați-vă, dați-mi un like și nu uitați să activați clopoțelul. Vă pup, pa, pa!